Mergem acum în direct la Cluj-Napoca, primarul orașului Emil Boc, în direct la Digi24. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Două subiecte vreau să discutăm în această dimineață. Propun să începem cu cel legat de ce spunea și Maria mai devreme, proteste care au avut loc și în Cluj-Napoca. Aseară, oamenii nemulțumiți au ieșit în stradă în condiții de pandemie și de restricții. A fost un protest pașnic, sub 200 de persoane, pentru redeschiderea sălilor de fitness, și care s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale. Nu au fost incidente sau probleme. Astfel de proteste au avut loc, așa cum spuneam, în marile orașe din țară. Oamenii spun că restricțiile sunt inoportune pe anumite sectoare. Iar dumneavoastră ați vorbit zilele trecute despre posibilitatea de a avea din nou mari festivaluri anul acesta. Încă nu știm în ce condiții și dacă vor avea loc. Untold, Electric Castle, Nevăsii, marile spectacole cu care oamenii s-au obișnuit în anii de dinaintea pandemiei și spuneați că le susțineți astfel de evenimente, însă în ce condiții ar putea fi ele organizate? În primul rând vreau să subliniez foarte clar că în acest moment prioritatea zero constituie protejarea sănătății populației, respectarea regulilor fundamentale impuse de către statul român, pentru ca împreună să trecem prin această perioadă grea de mai, de aprilie și mai. 2. Da, sunt un susținător al acestor festivaluri. Cred că viața încet, dar sigur, trebuie să vină spre normalitate. M-am uitat cu mare atenție la ceea ce au făcut cei din Barcelona, din Spania. Au avut în weekendul trecut, potrivit Politico, pe care l-am citit duminică, un concert cu 5.000 de persoane. A fost un test pentru întreaga Europa în privința organizării festivalurilor. Organizatorii, în prețul biletelor, au inclus un test antigen. Din 5.000, doar 8 persoane nu au putut să intre datorită faptului că au fost depistați pozitiv. Acum, în următoarele 30 de zile, se urmărește care este impactul, dacă cineva se va îmbolnăvi după ce a participat la acel concert, și se va putea trage o concluzie la nivel european pentru a impune un model de bună practică. Și eu personal, la Cluj, sunt dispus, dacă autoritățile centrale vor considera de cuvință, să ne oferim pentru a realiza un experiment în vederea testării posibilității de a organiza concerte, festivaluri de la scară mai mică la scară mai mare, cu respectare, repet, a siguranței. Doar secundă, vă întrerup, domnule. 5 milioane de doze. Revenind la discuția cu primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, mulțumesc tare mult pentru răbdare, domnule primar. Și vă mulțumesc pentru invitație. Le lansați o propunere îndrăzneață autorităților de la București să vă permită organizarea, spuneați, a unui concert test, să-i spunem așa. După modelul concertului de la Barcelona, noi ne oferim să testăm o asemenea modalitate pentru a da autorităților ocazia să găsească o soluție unitară după aceea pentru întreaga țară. Repet, prioritate trebuie să aibă sănătatea populației și siguranța tuturor la un concert, dar deja în Europa lucrurile evoluează destul de repede, ați văzut, și se poate ca în condiții de siguranță să se poată desfășura și asemenea festivaluri. Urmăresc cu interes rezultatele studiului de la Barcelona. În 30 de zile vom avea și raportul oficial, și anume din cei 5.000 cât s-au îmbolnăvit față de momentul participării la congres, la concert, pentru a ști exact cum să ne gândim. Repet, noi avem infrastructura și stadion și sală polivalentă pentru a putea testa cu număr redus o asemenea soluție, repet, pentru viitor, pentru a ști cum să ne pregătim în privința festivalurilor din această vară sau și din această toamnă. Într-adevăr, premierul are dreptate, trebuie să găsim un echilibru între restricții și deschidere, pentru că oamenii, într-adevăr, sunt extrem de stresați după un an de pandemie, dar în același timp trebuie să știm că acum ne aflăm într-un moment critic în care efortul fiecăruia dintre noi este decisiv. Am văzut, de exemplu, că în Danemarca s-a pus la punct un plan susținut de 7 din cele 8 partide politice, astfel încât până la sfârșitul lunii mai să se elimine treptat restricțiile, deși acolo sunt mai dure decât la noi. La fel în Germania, Angela Merkel și-a cerut scuze pentru faptul că a propus un lockdown generalizat de Paști și a găsit alte soluții astfel încât să vină în întâmpinarea cetățenilor. Și noi trebuie să găsim acest echilibru, pe de o parte vaccinare masivă și consistentă, coroborată cu respectarea regulilor, putem trece peste acest element. Dar e important să avem cetățenii de partea noastră, pentru că oricât polițiști vom spune în spatele cetățenilor, nu vom avea atâția încât să amendeze pe fiecare dacă nu respectă regulile. Cred că important este să înțelegem că toți suntem în aceeași barcă, că împreună trebuie să trecem prin acest efort extraordinar și că, cum spune românul, nu-i mult până departe. Acum, cu vaccinarea accelerată, putem mai ușor să sperăm că vine și deschiderea, vine și viața mai apropiată de normalitate. O ultimă chestiune. Din punctul dumneavoastră de vedere, există acum un echilibru între măsurile restrictive și această deschidere de care vorbiți la nivel național?
Eu cred că măsurile din România sunt echilibrate. M-am uitat și în Europa, sunt zone cu măsuri mult mai dure decât în România. Faptul că, uitați, la Cluj suntem în jur de 7, numai în weekend avem aceste măsuri mai restrictive. Dacă vom fi în continuare responsabili și este la Cluj un climat de responsabilitate, rata cea mai mare de vaccinare, rata cea mai mare de persoane în așteptare pentru vaccin, evident după București, arată că există o conștiință civică. Și aceste măsuri ne vor ajuta să coborâm, să menținem în continuare rata sub 7,5 ca să nu trecem la nivelul următor de restricții. Cred că fiecare își aduce contribuția. Noi, autoritățile publice, de exemplu, 20% din funcționari lucrează de acasă. Vin în trei calupuri de sosire la serviciu, la 7, la 8 și la 9. Se respectă masca în oraș, în transportul în comun, eliminarea oricăror excese. Cred că prin asemenea măsuri, repet, cu vaccinare consistentă și testare, putem depăși. Și evident, ecosistemul medical, care este de excepție la Cluj și căruia îi mulțumim pentru efortul extraordinar pe care directorul Moisescu cu întreaga echipă de la DSP și cu spitalele clujene îl face. Mulțumesc mult! Emil Boc, în direct la Digi24. Mulțumesc pentru